Nu există o problemă mai divizorie în creștinismul evanghelic contemporan decât cea a modului în care creștinii ar trebui să se raporteze la cultura în care trăiesc. Studiul creștinismului începe cu premiza de bază, aceea că este, și chiar de la începuturile sale, a fost o religie interculturală și diversă, fără o singură expresie dominantă. De-a lungul istoriei, toți creștinii au trăit în contexte culturale diferite, pe care unii le-au îmbrățișat, iar alții le-au respins. Acei creștini care îmbrățișează culturile înconjurătoare folosesc muzica, formele de artă și ritualurile specifice comunității ca resurse puternice pentru a propovădui Evanghelia. Iar din acest punct de vedere, putem să observăm cum unii creștini, de-a lungul secolelor, au preluat ceea ce este păgân și în afara Scripturii și au încercat să umple acele obiceiuri sau lucruri cu semnificații creștine. Sau cel puțin, cu un specific sau o formă mai creștinească. Conform definițiilor pe care le găsim în tratate de sociologie, cultura este văzută ca fiind totalitatea valorilor materiale și spirituale create de omenire și a instituțiilor necesare pentru comunicarea acestor valori. În acest sens, cultura influențează în mod profund felul în care este percepută biserica din exterior. Din nefericire, multe dintre aceste percepții au fost însușite, adeseori în mod inconștient, de către membrii ai bisericilor. Însă, cultura și societatea sunt formate din toți oamenii ei. Astfel, și creștinii sunt conectați cu aceasta la un anumit nivel. Din această cauză, putem să observăm și o dinamică a bisericilor în tandem cu tendințele culturale contemporane. Dar cultura evoluează. Aceasta este formată din oameni. Biserica este formată din oameni. Astfel, și biserica, într-un anumit sens, evoluează. Însă, este greșit să înțelegem această evoluție din punct de vedere al principiilor. Consider că biserica trebuie să transmită valorile eterne printr-o manieră relevantă societății în care se află. Totuși, cultura este un instrument periculos pentru a fi folosit în contextul eclesial, fiindcă dacă aceasta ia un aspect secular, se va vedea reflectat și în biserică. Dar mesajul Evangheliei a rămas și va rămâne același de-a lungul secolelor. Însă forma de prezentare și de relaționare cu oamenii va fi diferită. Relevanța bisericii constă în prezentarea Evangheliei societății de aici și de acum prin ochelarii culturii. Însă, privind spre epoca în care trăim, putem observa faptul că biserica a fost mai degrabă asimilată în loc să răscumpere cultura și lumea. Scopul bisericii locale este acela de a fi instrumentul pe care Duhul Sfânt îl folosește pentru a desăvârși misiunea lui Dumnezeu în lume. Privind în Scriptură, putem înțelege faptul că scopul lui Dumnezeu este acela de a restaura autoritatea lui asupra ființei umane căzute. Toți cei care vor să reintre sub domnia lui Dumnezeu trebuie să devină membrii ai împărăției lui Dumnezeu. Astfel, prin biserică, Dumnezeu lucrează la mântuirea oamenilor și la continuarea procesului de sfințire a copiilor săi. A biserica trăiește în locul și în vremea în care Duhul Sfânt este la lucru. Scopul bisericii este același cu scopul pe care îl are Duhul Sfânt. Așadar, rolul bisericii este să fie instrumentul pe care îl folosește Duhul Sfânt pentru a desăvârși această misiune a lui Dumnezeu. Însă lucrarea Duhului nu se limitează doar la biserică. Totuși, biserica este principalul instrument pe care Duhul Sfânt îl folosește. La fel ca în cazul ființei umane, Duhul Sfânt nu lucrează doar în biserică, ci Duhul Sfânt lucrează și prin biserică. Biserica trebuie să se așeze la dispoziția lui Dumnezeu pentru misiunea lui Dumnezeu. Și dar biserica este aici pentru a continua lucrarea lui Hristos prin puterea Duhului Sfânt. Dar putem înțelege biserica ca fiind prezența lui Hristos care continuă lucrarea lui aici. Este un fel de al doilea trup al lui Hristos. Ceea ce a făcut Hristos în primul trup vrea să facă și în al doilea trup, adică biserica. De aceea nu cred că această nouă religie sau premiză believing without belonging este una sănătoasă. A căuta pe Dumnezeu, dar a fugi de biserică este un lucru total contrar învățătorilor Scripturii. Biserica nu este pur și simplu o altă organizație voluntară, precum cercetașii, ci este o ambasadă a împărăției lui Hristos. Biserica vizibilă este locul unde găsim împărăția lui Hristos pe pământ. Și a ignora împărăția înseamnă a ignora pe împăratul ei. La fel cum Biblia stabilește că autoritățile guvernamentale dintr-o țară au cea mai înaltă autoritate peste om, aici pe pământ, când vine vorba de cetățenie în această națiune, tot așa Biblia stabilește că biserica locală
este cea mai înaltă autoritate de pe pământ atunci când vine vorba de ucenicia omului față de Hristos. Și de cetățenii acestuia în cadrul națiunii prezente și acelei promise ale lui Hristos. De aceea, creștinii nu se alătură bisericilor, ci ei se supun acestora. Din punct de vedere creștin, biserica locală nu este doar o asociație voluntară, ci reprezintă autoritatea lui Iisus. Odată ce îl alegi pe Hristos, trebuie să alegi și poporul lui. De aceea consider că bisericile locale sunt importante și au un viitor chiar și într-o astfel de societate în care ideea de believing without belonging este tot mai populară. Politice, economice, juridice. Biserica trebuie să meargă mai departe, dincolo de zidurile sale în consolidarea țesăturii culturale. Biserica locală există și pentru a-i sluji pe ceilalți, atât pe credincioși, cât și pe cei care nu sunt încă membri ai bisericii. Însuși Mântuitorul Iisus le-a spălat picioarele ucenicilor săi, a hrănit mii de oameni flămânzi și așa mai departe. Credincioșii pot fi mult mai eficienți în slujire atunci când își pun împreună resursele umane și materiale. Prin urmare, pe măsură ce creștinismul continuă să se răspândească prin întreaga lume, acomodându-se din punct de vedere al manifestărilor și exprimărilor noilor condiții culturale, creștinii continuă să împrumute elemente ale culturii care nu distorsionează mesajul Evangheliei și valorile împărăției. De ce? Pentru a prezenta planul de mântuire a lui Dumnezeu pentru om. Acest lucru se implice oare faptul că nu există o bază sau un nucleu al creștinismului? Chiar dacă există o componentă în plină dinamică, iar aceasta este forma de propovăduire, totuși creștinismul nu este complet determinat de cultura înconjurătoare. Dimpotrivă, în centrul creștinismului se află un adevăr veșnic, iar acest adevăr veșnic este Iisus Hristos, care a venit pe pământ să restaureze relația dintre Dumnezeu și om. Acesta este adevărul, pur și simplu.